ciudatul de pe insulă. M-am mutat pe o insulă de pe lacul Michigan pe timpul verii. Este o zonă turistică și poți să faci ceva bani în sezonul estival, iar mătușa mea deține un local cu bar, restaurant și motel și de-aia m-am gândit de ce să nu lucrez pentru ea. Doar ce ieșisem dintr-o relație de 6 ani și sufeream de depresie și anxietate de peste un an, așa că m-am gândit că schimbarea de peisaj avea să-mi facă bine. Stau cu verișoarea mea mai mare, la cabana mamei ei, care se află la aproximativ 2 km și jumătate departare de locul de muncă al amândurora. Pe insula asta nu e practic nimic altceva în afară de codre și păduri. Este foarte frumoasă, dar și pustie. Majoritatea drumurilor nu sunt pavate, stâlpi de iluminat sunt doar pe drumul principal. Noaptea e întuneric beznă. Cabana noastră este fix în mijlocul codrului. Nu am mașină pe insulă, merg cu bicicleta peste tot. Într-o noapte, lucram într-una de închidere al restaurantului mătușii mele ca și chelneriță. Am terminat de făcut curat în restaurant și mi-am luat rămas bun de la partenerul mătușii, care era încă în bucătărie. Am ieșit pe ușa laterală de la bucătărie și am început să pedalez pe drumul principal. Pe traseul spre muncă și înapoi, trec pe lângă un bar, unde localnicilor le place să-și petreacă timpul. Merg și unii turiști acolo, bineînțeles, dar acel bar este frecventat în mod special de localnici. Țineți minte că acesta este singurul drum pavat de pe insulă și cu stâlp de iluminat. Era întuneric afară. Aveam doar mica lanternă de la bicicletă care să mă ghideze după ce ieșeam de pe șosea. Mă rog, treceam pe lângă barul local ca de obicei, atunci când un tip care stătea în afara barului m-a salutat. Asta nu e ceva neobișnuit. Este o insulă mică și oamenii salută pe toată lumea aici. Zâmbesc și îi spun bună fără să mă uit la el. Mă purtam încă politicos după muncă. Au trecut câteva minute și o camionetă s-a apropiat de mine pe drum. Mergem pe partea dreaptă a drumului, pentru că acolo este o pistă de bicicliști și în loc să mă ocolească, camioneta a rămas în urma mea. Ne apropiam de o intersecție și m-am gândit că asta era cauza. Am ajuns la intersecție, eu am luat-o la stânga și am intrat pe un drum pietruit în întuneric beznă. Camioneta a virat în spatele meu și a continuat să mă urmărească. M-am gândit, ok, sunt câteva case pe drumul ăsta, poate că stă aici. Am trecut pe lângă toate casele de pe drum, cu el încă urmărindu-mă de aproape. Acum eram într-o pădure deasă. În timp ce mergeam pe acest drum, din ce în ce mai adânc în pădure, mașina a început să se apropie din ce în ce mai mult de mine, până când îi puteam simți căldura motorului pe spate. Am ajuns la o curbă din drum. Acea curbă duce la drumul pe care se află cabana mea. Nu am vrut să iau pe acel drum, pentru că este o fundătură la capătul căreia se află cabana și nu voiam ca această persoană să știe unde locuiesc, așa că, în loc să o iau în curbă, m-am lăsat pe o parte și am căzut pe bicicletă într-un șanț din pădure. Din fericire, camioneta și-a continuat drumul. Am aflat ușurată, gândindu-mă că eram în siguranță. Am stat în șanț câteva minute, încercând să-mi calmez inima, care era gata să-mi iasă din piept. Apoi am văzut farurile venind, aceleași faruri care m-au urmărit mai devreme. Bicicleta mea era încă pe marginea drumului. Șoferul știa unde mă aflam. Mașina s-a oprit lângă bicicleta mea în curbă. Un tip a scos capul pe geam și a urlat: data viitoare să te uiți la mine când îți spun bună, nenorocita naibii. Apoi a accelerat cu repeziciune, aruncând cu pietre peste tot. Am început să plâng și am continuat să stau în șans, suspinând în liniște. În final, după câteva minute bune, văzând că tipul ăsta nebun nu s-a mai întors, am urcat pe bicicletă și am plecat acasă. Sunt atât de recunoscătoare că tot ce a făcut a fost să țipe la mine și că nu a coborât din mașină să mă rănească. Tipule din bar, hai să nu ne mai întâlnim vreodată. Aceasta a fost povestea. Dacă v-a plăcut, vă rog să-mi dați like, spuneți-mi părerea voastră la comentarii și abonați-vă la canalul meu. Pe data viitoare!